Deputatul neafiliat Vasile Bolea a întors toate privirile la ședința legislativului din data de 13 iunie. Recent revenit de la Moscova, unde s-a întâlnit cu oligarhul fugar Ilan Șor, Bolea a venit la Parlament îmbrăcat într-un tricou pe care scria Putin Team, ceea ce s-ar traduce din engleză echipa lui Putin. Întrebat de vestimentația sa, Bolea a fost scump la vorbă și a refuzat să vocifereze mesajul înscris pe haină, care vine în susținerea președintelui rus. Este scris ce este scris pe acest. Spuneți-ne, vă rog. Dumneavoastră puteți citeți? Ce mesaj transmit? Nu transmit niciun mesaj. Vestimentația lui Bolea l-a impresionat pe fostul său coleg de fracțiune, Alexandru Nesterovski, deputat independent și el. Acesta a spus că își dorește și el un asemenea tricou. Și a dumneavoastră? Nu am văzut, și a spus să trebuie, poproșu unii vătă cujă fotbolicu de mine. Așa. Dar o să cereți și pentru dumneavoastră? Conieșnă. Îți purtați cu mândrie? Conieșnă. Deputata neafiliată Marina Tauber, care a fost împreună cu Vasile Bolea la congresul desfășurat săptămâna trecută la Moscova, a optat pentru un alt stil vestimentar. Totuși, ea a apreciat gestul lui Bolea. Dar de ce nu? Domnul Bolea, în calitate de președintele grupului nostru parlamentar, astăzi a venit în acest tricou. Noi, având în vedere că astăzi am ales un pic alt stil, am venit așa cum am venit. Dar suntem pe aceeași linie și desigur că împărtășim ideea aceasta să vină în Parlament. Alți aleși ai poporului au criticat însă inițiativa lui Bolea. Domnul Bolea, în general, s-a rătăcit în politica moldovenească și trebuie cumva să-i vreun navigator să orienteze. Nici președintele Parlamentului nu s-a lăsat cucerit de elementul vestimentar pentru care a optat Vasile Bolea. Igor Grosu a spus că nu-i poate interzice acestuia să participe la ședințele legislativului, dar nu-i va oferi cuvântul dacă Bolea nu prezintă scuze pentru amenințările făcute la ședința în plen de acum două săptămâni. El e taxat de trecut, a suportat bădrănești. Încă nu, s-a cerut scuze de la citutistă, la colegi. Așa că fiecare o să culeagă după și seamănă. Șeful legislativului și-a pus în aplicare planul în scurt timp și i-a închis microfonul deputatului din opoziție care a vrut să propună includerea unui proiect pe ordinea de zi. Noastră ați făcut amenințare la ultima ședință a Parlamentului, deci până nu vă cereți scuze publice pentru comportamentul și amenințarea făcută, nu vă pot oferi cuvântul. Așa că noi, până noi mai analizăm agenda, gândiți-vă și formulați gândul. Nici taiu nu știm. Totuși, după prima pauză a ședinței, deputatul neafiliat Vasile Bolea ne-a spus ce mesaj și-a propus să transmită prin acel tricou. Mesajul este simplu, facem parte din echipa blocului Victoria Pobeda. Vom izbuti și vom dobândi Victoria la alegeri și referendum. Precizăm că articolul vestimentar purtat de Bolea face parte din colecția de primăvară-vară 2024 a brandului rusesc Putin Team Russia. Potrivit site-ului, tricoul costă 2.990 de ruble, echivalent cu 595 de lei. Amintim că anul trecut deputatul Vasile Bolea a părăsit Partidul Socialiștilor și a aderat la Partidul Renaștere, afiliat oligarhului fugar Ilan Șor. În altă ordine de idei, fiind întrebată de reporter de ce a mers la recepția organizată de Ambasada Federației Ruse la Chișinău cu ocazia Zilei Naționale a Rusiei, deputata neafiliată Marina Tauber a explicat că asta își doresc cetățenii care susțin Rusia și pe președintele Vladimir Putin. Care acțiunile susțin? Războiul din Ucraina sau care? Acțiunile de apărare statului său. Pentru că... De cine se apără? De Statele Unite ale Americii, de Uniunea Europeană și de acțiunile Ucrainei. Și socialistul Grigore Novac a venit cu o explicație. Socialiștii, ori blocul comuniștilor socialiștilor, dau curs practic la toate invitațiile de acest gen, fără excepție. Deci nu desconsiderăm pe nimeni, ne atârnăm cu stimă față de toți, lucru care s-a întâmplat și pe parcursul zilei de ieri. Iar șeful legislativului a vorbit despre sancțiunile impuse de SUA Bașcanei Autonomiei Găgăuziei Evgenia Guțul pentru legăturile sale cu oligarhul fugar Ilan Șor. Newsmaker l-a întrebat pe Igor Grosu de ce Moldova nu impune asemenea restricții. Se pare că e mai ușor să obții ajutorul din exterior atunci când e vorba de astfel de indivizi pentru a fi aplicate sancțiuni decât să ai o decizie definitivă judecătorească. Dar, da,
Trebuie să facem presiune pe judecători, trebuie să facem presiune pe procurori. Tot joi, din cauza unei probleme tehnice, ședința legislativului a fost pusă pe pauză. Aleșii poporului au profitat de ocazie și s-au delectat cu hitul acestei primăveri, Dă-mă mamă după Iura. Am scos o dată. Reveniți la ședință, spiritele nu s-au liniștit. Câțiva deputați din opoziție au blocat tribuna principală după ce președintele Parlamentului, Igor Grosu, nu i-a permis lui Denis Ulanov să se expună pe marginea unui proiect de lege. Proiectul respectiv. Vă mulțumesc. Trecem la sesiunea de întrebări, domnul Găgăuz. În rezultat, la inițiativa conducerii legislativului, deputații au votat pentru interzicerea accesului la următoarele 5 ședințe în plen pentru deputații Vasile Bolea, Denis Ulanov, Vadim Fotescu, Irina Lozovan, Marina Tauber, Regina Apostolova și Alexandru Nesterovski. Pe final, pentru a pune la respect cei care nu au nimic comun, spuneam la început, cu Republica Moldova, și caută numai să destabilizeze și să nu permită Parlamentului să funcționeze, am aplicat o sancțiune, am votat-o în plen. Deputații din blocul comuniștilor și socialiștilor s-au solidarizat cu deputații neafiliați și au cerut dizolvarea Parlamentului. Într-o conferință de presă, ei și-au exprimat nemulțumirea față de deciziile lui Igor Grosu. Domnul Grosu, îl chemăm totuși la respect față de toți deputați, deși sunt diferite situații. Dar asta este misiunea lui, asta este obligația lui. Și nu trebuie devenit cu aceste etichetări și nu e bine ca aceste etichetări să le facă președintele Parlamentului, acel care trebuie să vigheze ordine și bună desfășurare. E grav la ce a ajuns și urgent Parlamentul trebuie resetat. Redacția Newsmaker a solicitat un comentariu la subiect din partea consilierei președintelui Parlamentului, Aurica Rusnac-Jardan. Cu toate acestea, ea nu a putut să explice poziția lui Igor Grosu. Eu nu am auzit aceste declarații la domnul Pătrancea. Dar noi nu comentăm, fiindcă în primul rând nu le-am auzit. Noi astăzi am avut o ședință plină în care am dezbătut o grămadă proiecte în care noi nu ascultăm declarații politice, am avut altceva pe ordine de zi, iar socialiștii și comuniști să nu facă altceva decât să facă agenda Kremlinului. Deputații au luat o pauză, iar ședința Parlamentului va continua vineri, 14 iunie.